Salutare, băi și fete, am nevoie de atenția voastră completă pentru următoarele 10 minute. Probabil cum scrie și în titlu, vă gândiți de ce să mă opresc fix acum când am atins 100.000 de abonați și sunt atât de aproape să-mi deplinesc scopul, să număr ceva cu Mițu. După cum știți, eu sunt băiatul ăla de numără chestii și acum câteva luni am început un challenge pe TikTok și pe YouTube în care încerc să dau de Mițu până când o să numere ceva cu mine. După ceva timp, acesta mi-a răspuns și a zis asta: numărăm împreună. Dacă mi învinge un cursant de la Trai Academy la o cursă de vânut. Totul mergea conform planului, am mers la ședințe de antrenament și totul era perfect. Am tras foarte tare de mine să mă antrenez cât de bine am putut eu și să atingem suma aia de 100.000 de abonați. Am mers la not în fiecare zi, dacă n-am mers la Trai Academy, am mers la alt bazin și am mers și la sală și da, am atins 100.000 de abonați extrem de repede. Aolea, nu! Mamă! Iar eu am promis că la 100.000 de abonați voi face acea cursă și mă voi dedica complet ca să-mi vin cursantul Trai Academy și să număr ceva cu Mițu odată. Și cu ocazia asta vreau să vă mulțumesc enorm că ați fost alături de mine. Băi, și nu pot să exprim cât de fericit sunt acum, pe bune, sunt foarte fericit. Ok, și totuși, de ce nu va avea loc cursa sau cel puțin de ce nu acum și de-abia peste 2 săptămâni? Am vorbit cu Mițu, deja totul e stabilit, în 2 săptămâni de acum o să fac ultima antrenament și cursa la Trai Academy, de stați calmi. Dar acum hai să vorbim despre adevăratul motiv pentru care nu pot să particip acum și trebuie neapărat să vă spun și vouă. În ultima săptămână m-a durut destul de tare umărul stâng și am zis hai să o las așa, că cine știe, mai trag un pic de mine până la cursă și după vă ceam. Ei bine, n-a fost chiar așa. Fixul 2 zile înainte să ating suma de 100.000 de abonați, a început să mă lase. Deci simțeam literalmente cum îmi taie cineva umărul și vorbesc serios. Simțeam înțepături în număr constant, mai ales noaptea, și nu știu dacă se vede, dar n-am mai dormit de 2 zile, ok, adică, mă rog, sunt ok, băieți, nu vă faceți griji. Și faza asta în felul următor. Am fost la doctor și se pare că am tendinită calcică la mușchiul supraspinal. Dacă nu știți ce asta, o să vă explic imediat. Practic, pentru că am forțat umărul stâng atât la sală cât și la not săptămânile astea intense, mi s-au format un fel de formațiuni de calciu, ceva de genul număr, nu știu exact, dar chestia e că doare foarte, foarte rău când încerc să fac chestia asta și nu e bine deloc. Și nu știu dacă știți voi, băieți, dar mișcarea asta pe care trebuie să o faci așa, cam asta o fac și la not. Și nu o să fie bine de mine și nici nu o să fac performanță maximă dacă fac cursa în halul în care sunt acum. Dar măcar acum vine partea bună. Și știu, sunt conștient că ați așteptat această cursă cu nerăbdare și credeți-mă că și eu vreau să număr cu Mițu până la urmă, adică era visul meu. Nu vreau să fiu trist și să vă transmit o energie negativă vouă, așa că hai să primim partea bună a situației. Am vorbit cu mai mulți doctori și ca să maximizez procesul de vindecare, trebuie să urmez niște tratamente cu ibuprofen, ceva de genul, și să merg la terapie cam în fiecare zi timp de 10 zile. Va trebui să fac ceva cu un laser, cu masaj, kinetoterapie, tens, nu știu ce asta, adică totul e legit pe bune. Și am făcut asta ca să mă asigur că revin în forțe proaspete și o să-mi vin cursantul Trai Academy cu siguranță. În clipurile următoare o să vă las cu update-uri despre situația mea și sper să ne vin cât mai repede și să fac cursa, pentru că sunt și eu foarte, foarte emoționat, credeți-mă. Ca să știți și voi, am vorbit cu Mițu și am fost super băiat, mi-a zis să revin când sunt eu pregătit și când sunt sănătos până la urmă, pentru că e vorba și de sănătatea mea. Și știu că pe unii dintre voi v-am dezamăgit, dar credeți-mă că ăsta e ultimul lucru pe care îl doresc. Însă vreau să fac clar că nu renunț la această cursă nici de cum. Și dacă ar fi fost să o fac azi, aș fi făcut-o, credeți-mă. De data ce mi se repară umorul ăsta, voi fi în apă, voi face ultimul antrenament, iar apoi voi face cursa cu cursantul Trai Academy. Sper să mă înțelegeți și pe mine și să nu luați în nume de rău, pentru că știți că de fiecare dată m-am ținut de promisiune, dar na, s-a întâmplat ceva fix la momentul nepotrivit și n-ai ce să faci, până la urmă trebuie să treci peste. Oricum o să facem cursa aia, o să vedeți, o să fie super super tare, vă garantez. Și cu ocazia asta vreau să îmi cer scuze și celor de pe serverul de Minecraft, pentru că i-am cam neglijat în ultima vreme, dar am fost ocupat pe la doctor, pe la școală. Și azi când vedeți voi clipul ăsta, cred că eu deja o să fiu la terapie și o să fac umărul ăsta bine. Nu uitați, cel mai tare server de Minecraft, play.ștefu.ro, codul ștefu pe shop pentru 10 ani de noroc și aveți grijă de voi, ne auzim data viitoare.